Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Gigi Becali a împlinit 63 de anișori. Mulți înainte. Așa? Sănătate. Așa se zice? Da. Am înțeles. Da. În ziua în care s-a născut Rapidul, s-a născut și Gigi Becali, au aceeași zi. Da, mulți înainte. Deci Gigi Becali a împlinit 63 de ani, așa că are dreptul la pensie de parlamentar european. Uite că nu știam că parlamentarii europeni se pensionează la 63 de anișori. Că te-ai fi gândit mai devreme, a? Cotizație... Eu și uitasem că s-a întâmplat tragedia asta. Cotizație completă. Da. Ciclu complet de cotizare, sau cum se spune. Patronul a fost europarlamentar în perioada iunie 2009-decembrie 2012. Zice dânsul că a fost, de fapt, numai două luni și jumătate europarlamentar, așa zice. Cred că s-a gândit cât s-a dus pe acolo. S-a dus odată, a văzut cum e și după aia nu s-a mai zis că nu i-a mai plăcut. La început a fost entuziasmat, mi-aduc aminte de perioada. Da, se vorbea o limbi străine și nu... Da, dar nu... Deși nu s-a simțit în mediul lui. Cască cu traducere, dar poate că traducerea era prea rapidă. Deci, spune că a fost sunat de către o persoană de la Parlamentul European care l-a întrebat dacă vrea să beneficieze de pensie în valoare de 2500 de euro. Cât? Lunar. Asta e pensia de europarlamentar. La două mandate e 5000 de euro și tot așa. Nu cred. Da. Eu aș vrea să mă fac europar cât timp mai am. Câte? Trei mandate aș mai prinde. Chiar dacă nu faci mandatul complet? Nu știu, tată, că nu am studiat problema pensionarilor europarlamentari. Nu, păi am nu, toate dar pare interesat. Doamna... De la 2500 de euro în sus, nu mă deranjează. E bine, e bine așa. Deci doamna Grappini stă pe bani mulți. Doamna Grappini este oricum om de afaceri, deci n-are probleme. E om de afaceri? Păi și domnul Becali e om de afaceri. N-are nici domnul Becali, dar domnul Becali a fost întrebat dacă o să ia banii ăștia, 2500 de euro, care sunt bani de, cum să spun, de alune, cred, pentru dânsul, pardon, de semințe, că nu cred că mănâncă alune, mai degrabă semințe. Și a explicat la România TV că da, îi ia. Și uite, avem momentul. Am muncit și eu două luni jumate în viața mea și eu am peste dovezi, face Dumnezeu. Da, s-ar putea s-ar putea întreba mulți, mă gândesc eu, dar ce vă mai trebuie ăștia 2500 de euro? Păi 2500 ăștia de euro, de ce să-i las? Nu-i aduc de la Europa în țara mea? Îi aduc în țara mea și dau la cine are nevoie 2500 de euro. Ce am nevoie eu de 2500? Da, deci asta e are dreptate. Din Europa în România, se înțelege că România, din punctul de vedere al domnului Gigi Becali, nu e în Europa. Adevărul că... N-are nicio treabă. Adevărul că sunt și diferențe, ce să spun. Pe de altă parte, apreciez acest patriotism deosebit al domnului Gigi Becali. Ia 2500 de euro de la ăia din Europa, îl aduce aici, în România, să dea la românii noștri. E normal. Așa și-a cumpărat și Maybach românesc, cu care merge ca să dea de lucru la muncitorii din România. Păi da, da, l-a reparat românește. Da, l-a reparat. Vezi că serviciul e scump și a ținut bani în țară. Da. Și domnul Gigi Becali, da, așa e. Maybach-ul e românesc, nu? E o marcă normal. Mai mică, nu, da, românesc. Dânsul a alternat, că a mai avut perioade când și la echipă, la FCSB, nu mai voia picior de străin, urmă... Acum vrea? Mai așa și așa. Jonglat și el că uneori n-a găsit materie primă. El ar fi vrut să aibă numai români în echipă, aha, dar uneori nu s-a potrivit. Așa ar fi vrut să aibă și mașină Maybach românească, dacă nu s-a găsit, a luat din Germania sau de unde a găsit, nu? Însă cu ce are el dreptate? Cu tainele domnului. Da. Într-adevăr, nu știu care sunt explicațiile, dar mereu oameni de ăștia reușesc să facă bani. Uite cum a spus, a muncit două luni jumate și acum are 2500 de euro pe lună. Eu aș face orice să am pensie 2500 de euro pe lună. Sper că n-ai face chiar orice. Aproape orice. Adică totul până la coaste, mititei, berică, grătar. Dar cum facem să prindem și noi un mandat de la de europarlamentar? Nu, trei ne trebuie, că suntem trei. Și îl punem și pe Adi patru. Deci asta, dacă știți pe cineva, poate să ne dea și nouă patru mandate de europarlamentar. Când sunt următoarele alegeri? Păi 2000, când au fost? 2014, 5 ani? Nu, 2000, când au fost, mă? 2019 au fost, nu? Când au fost alegeri? 2024. Avem timp să ne pregătim. Putem să depunem actele. Da. Trebuie unde să depunem acte? Da, unde se depun actele pentru mandat de europarlamentar? Mergem ca independenți sau ne lipim și noi de păi, ceva? Păi, cum trebuie? Uite, Luca ar fi gata să facă orice. Deci dacă prindem unul singur, împărțim pensia. Dar trebuie să facem prin soare. Vedeți că nea Gigi s-a lipit atunci de Cornel Vadim Tudor de a intrat în Parlament. Păi ne lipim și noi de ceva nebun. În cazul în care nu câștig eu, împărțim pensii. Ce ni s-ar potrivi? Iezi. Dacă unul dintre noi moare, eu mă duc la București. Deci, dacă unul dintre noi nu se alege, împărțim pensia, nu? Da. Să vedem. Deci unde ne înscriem pentru mandat de parlamentar? Unde se depune cererea? La ce ghișeu am vrea să știm? Facem dosar cu șine, avem 4 ani să ne pregătim. Ne ducem două luni pe acolo.
Na, că nouă începe să ne placă. Noi o să stăm mai mult, dacă da, apreciem da, da, mai mult. Sunt niște locuri să mănâncă, nu știu, de mâncat în Bruxelles, mănânci binișor. Domnul Becali, că am văzut tot interviul ăsta. Da. A zis că în ceea ce privește mâncarea... Așa? La Parlament. A zis de mâncare? Da. Da, da, da. A zis că se mânca foarte bine 10 euro. 10 euro orice meniu 10 de acolo, euro era, da. Deci era 10 euro taxa și mâncai ce voiai de la bufet și a zis că erau langustine erau, și a zis bine gândit. Dai seama, Luca la All Inclusive asta acolo cu 10 euro. Noi ne-am nenorocit. Eu n-aș pleca din sala de mese a Parlamentului. Noi ne-am nenorocit. Dacă ne alegem europarlamentar, toată pensioara noastră se duce pe bufetul All Inclusive de la Parlament. N-ai, cum n-au schis 10 euro ori 24-22 de zile lucrătoare, de-abia te atingi de 10% din pensioare. Păi te și străduiești. Oamenii aia muncesc, îți oferă ta mâncare, doar nu aruncă mâncarea. Ce Dumnezeului, nu? Da. E nu, greu. Sunt condiții ca lumea și asta cu pensia deja, eu zic da, că merită să ne interesăm măcar. Ce mai? Și o să mai aibă pensie, domnul, mai are și pensie de urmaș. Domnul păi Becali, când o să fac 65 de ani, o să iau și pensie de la statul român, că am fost deputat. Au, altă nenorocire. Să vedem acum cât îmi dă. Nu știu cât e pensia de deputat. Nu știu. Sincer, nu știu. Și mai iau și pensie cât de urmaș. Acum s-a dat o lege care îți dă pensie de urmaș de deportat. Deportat. Și acum iau și vreo 20 de milioane... De pensie de deportat, adică de forma lui tata. Urmaș. Da. Adevărul că știi cât consumă Maybach-ul? Dar domnul nu mai are... Nu mai are Maybach? Nu mai are de mult. Ce a făcut? S-a stricat Maybach-ul? Maybach-ul ăla vechi? Da. Ăla avea cu 15 ani. Și ce are acum? Cred că are și acum ceva similar, tot un Mercedes de ăsta. Eu cred, îmi pare rău că aflu că nu mai are Maybach-ul. Vezi măcar și dânsul greutăți în viață. A trebuit să dea Maybach-ul după ce era zgâriat. I-a scăsut valoarea, l-a reparat cu ranga. Dar costă mult, deci îți trebuie odată, are 3 pensii. A dat mai bahu și a luat tichete de la Rabla. Rabla, da. Rabla. L-a dus la Rabla să-și cumpere și dânsul o ceva mai românesc, sper că și-a luat o Dacia Sandero Basic. Dar eu l-aș vedea în asta electrică acum, știi? În care? În Dacia asta... Venită din China? Asta care se face, dar nu cred că cumpără de aia, când dacă află că e făcută în China, o blestemă. Da, corect. Uite că Florin din Cluj ne scrie că dacă o să candidăm ca independenți, ne votează. Avem un vot. Deci am plecat de la un vot. Mulțumim. 2-300 de mii. Rezolvi. Rezolvi, a? Rezolvi. Adevărul că pe Luca ar putea să-l voteze ăștia Piața Obor. Dacă zicem în Piața Obor și își face campania acolo... Băi, să știți, în lume au fost votați câini, pisici, primari. Deci, corect. Da, au votat un măgar. Dacă s-a votat un măgar, nu votează trei. Și noi la cine încadrăm? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.